Iubită familie îndoriată, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem aici ca prin prezența noastră să continuăm să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și să mângâie această familie. Amen. Cu asemenea, ocazii ne strângem împreună și, indiferent de confesiune religioasă, ne aducem aminte că suntem trecători, că plecăm într-o lume în care n-am fost niciodată și vrem să așezăm viața noastră, gândirea noastră, pe învățătura Sfintelor Scripturii. Pentru că pe marginea de mormânt singura care are autoritatea dincolo de filozofii, de religii, de concepte, este autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a lăsat în ceață de ce urmează, ci Dumnezeu în suveranitatea Lui a venit să ne aducă Scripturile, ca prin ele, să ne putem pregăti în viața aceasta pentru ceea ce urmează. Dumnezeu nu este părtinitor, nu alege pe oamenii cu omichii sau cu o anumită înălțime, ci Dumnezeu în suveranitatea Lui, ne-a arătat de-a lungul istoriei că este drept și că în bunătatea Lui vrea ca toți cei care doresc să moștenească împărăția Domnului și să fie cu ei, să cunoască și în vederea aceasta ne-a așezat Scripturile. La fiecare slujbă, de bucurie sau de întristare, deschidem Scripturile și din ele dorim să învățăm, dorim să cunoaștem în primul rând și apoi prin cunoștința aceasta, încetul cu încetul, să transpunem cu ajutorul Duhului Sfânt în viața noastră. Amin. Amin. În ziua de astăzi am venit cu un alt gând, m-am gândit la ceva, dar o să rămân la textul la care fratele prea iubit l-a citit sub inspirația Duhului Sfânt, un text prin care Domnul Iisus Hristos vine să spună că cel mai important lucru în momente ca acestea este ca să-ți aduci aminte dacă l-ai urmat sau nu pe Domnul. Să verifici lucrul acesta. Pentru că în momentele când moartea îți dă sau când efectiv este ziua morții tale, nu mai contează ce tip de mașină ai condus, nu mai contează ce cifră de afacere ai avut, nu mai contează că te cunoști cu domnul președinte Iohannis, nu. În momente ca acestea, contează doar dacă l-ai urmat pe cel ce domnul domnilor și împăratul împăraților. Restul sfum în istorie. Nu mai contează. De aceea Domnul Iisus Hristos vine și vorbește aici dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să facă niște lucruri. Îmi place că Domnul Iisus nu spune, dacă vrea cineva să creadă în mine. Toți credem în, Toți crede în El. Toți credem în El. Pușcările sunt plini de oameni care cred în Domnul Iisus. Tribunale la divorț și la împărțirea averilor sunt plini de oameni care cred în Iisus, dar îi jăcmănesc pe cumnaților. E plini de oameni. Ori Domnul Iisus spune, nu-i suficient să crezi cu această credință în Domnul Isus, dacă nu-L urmezi pe El, ai crezut într-o zi, te cunoști cu pastorul cu tare sau cu preotul sau călugărul cu călugăru tare și consideri că e suficient. Nu! Domnul Isus spune, eu am venit la voi, eu m-am născut în mijlocul oamenilor, am venit la voi ca să puteți să mă pipăiți, să mă vedeți și să vă învăț legile mele. Ca voi să veniți după mine, să mă urmați pe mine. Și de aceea Domnul Iisus spune câteva condiții pentru o urmare eficientă a Domnului Iisus Hristos. Recitez versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia în fiecare zi și să mă urmeze. Stimații mei, ceea ce e foarte important în textul ăsta biblic este că Domnul nu forțează pe nimeni. Cu toate că Hristos a murit și jertfa Lui și sângele Lui este suficient pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor care au trăit, care trăiesc și care se vor mai naște. Cu toate acestea, Dumnezeu nu intră cu bocanci în sufletul nimănui. Și efectiv le spune: dacă vrea cineva iertarea, eu dau, dar. o ceară. Ăsta e gestul tău de a o cere. Dacă vrea cineva mântuirea, eu dau. Dar pentru lucrul acesta trebuie să creadă în Cel ce dă mântuirea. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, trebuie să îndeplinească niște condiții. Vreau în ziua de astăzi, în scurt, pentru toți că din de aici, să vorbim despre aceste condiții a unui urmări eficiente și plăcute Domnului, în așa fel încât Domnul să fie bucuros de modul în care îl urmăm. Prima condiție ca să-l poți urma pe Domnul este să te lepezi de sine. Sinele, este că complexitatea tuturor realizărilor, a tot ce ești tu. Nu uitați că de-a lungul vieții tot punem sub tel realizări, fie ale noastre, fie ale neamurilor noastre. Ne tragem din niște neamuri care au fost cândva prieteni cu Alexandru Ioan Cuza, care au realizat unirea principatelor. Din neamul nostru avem niște celebrități, niște senatori, niște... Toate astea le băgăm sub ca adică neamul nostru e grozav. Știți că atunci când ne apropiem de Evanghelie, venim cu toate pretențiile astea? Știți că atunci când ne apropiem de Evanghelie, venim cu cifra noastră de afaceri? De aceea Domnul Isus Hristos spunea că Evanghelia se propovăduiește săracilor. De ce nu bogaților? Pentru că sprea aroganți cu banilor. De foarte multe ori, n-ai cui să le spui, pentru că el e bazat pe ce are. Câteodată toate lucrurile acestea le însumăm și le punem acolo. Fie că e vorba de școli, fie că e vorba de bani, fie că e vorba de posesiuni, fie că e vorba de experiență, fie că e vorba de ani de pocăință. Toate le punem acolo și ne cere Domnul acum să ne pocăim de ceva. Dar noi nu vrem, pentru că noi suntem totuși bine față de alții. Ori Sfânta Scriptură vine și ne tratează nu com comparativ unii cu ceilalți. Pentru că comparativ, când stai și te gândești la unul care și-a lăsat nevasta și recăsătorită, nu știu câte oare și nu are grijă de copiii lui și alcoolic cu satul și cu tare, când te compari cu ăla, ești bine și îți spui chiar primul la care îi trebuie pocăință și întoarce el. Dar Dumnezeu nu le tratează comparativ, ci Dumnezeu îi tratează față de el. Și față de el toți suntem niște păcătoși. Toți suntem niște netrebnici. Față de el. Nu contează că cheamă pastor. Nu contează câți ani de pocăință ai suntem netrebnici și păcătoși. De ce? Pentru că inima noastră e de asemenea natură. Ascultați ce spune profetul Ieremia în capitolul 17, versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Răspunsul este în versetul 10. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răspătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Dacă există fapte rele este pentru că în interiorul nostru există o inimă rea. Dacă există fapte de răzbunare este pentru că în interiorul nostru există invidie, gelozie și fapte pe care încă nu le-am săvârșit, dar și acolo așteaptă momentul potrivit. Asta e natura noastră. Nu trebuie nimeni tu înervat care va te supăra cineva. Nimeni nu se duce la vreo școală să învețe să se răzbune. Știi? E natura ta. Copilul îi cumpe tot felul de mașinuțe. Până la urmă vrea o pușcă, dacă s-ar putea, cu gloanțe de cauciuc. Să aibă el acolo, să l tragă prin pereță, dacă îl supără prietenii, să tragă în ei. Pentru că natura asta e în noi. Nu trebuie nimeni să ne învețe când cineva ne o depășit în anumite un sentiment de gelozie și de invidie să ridică înaintea. Păi și-o schimbat cum -o, mașina mâine. Ce, ce problemă ai? Te mai așt, mai duci și așa pe tine. Nu, nu, Înăuntul tău nu strigi, slăvit să fie Domnul și-o schimbat cum n -o mașina. Tu unde au avut ăsta bani, domnule? Cu ce umblă ăsta? De ce? De ce? Pentru că natura, structura inimii noastre din prișina păcatului este rea. Când Dumnezeu ne privește așa, spune prin Domnul Isus: voi care sunteți răi. Doamne, dar nu chiar așa răi. Nu, chiar noi ne-am spuit cu câteva lucruri, câteva mai facem nici câte o faptă, mai zâmbim la câte unul care e aceeași concepție ca noi. Nu, nu, nu. Voi sunteți răi. Și numai cei considerat și dovedit rău putem să le pădăm. Că și mai este bun, ținem așa. Nu vi se o arzi pe lângă casă cu un aspirator? Nu vi soarți o arzi pe lângă casă cu un aparat așa? Normal trebuie să-l arunci. Nu l-ai pus în debara că poate mai fi bun la ceva. Când trebuie să te muți sau faci curățări, remorci și duci de acolo. De ce? Pentru că ai considerat că mai este bun la ceva. Foarte mulți că din nu contează confesiunea din sunt. Nu-l pot urma pe Domnul eficient. Au mofturile și pretențiile lor. Câteodată sunt stare să rupă și bisericile, efectiv. Să rupă familii. De ce? Pentru că el are experiență. El e bun. El e grozav. El știe. Oribiți mei. Biblia vine și spune sec și direct că suntem răi dați voi să vă dau doar un exemplu. Ne spune Sfânta Scriptură de un om al lui Dumnezeu pe care îl cunoașteți cu toți. Omul ăsta era bogat, avea tot ce i trebuia, o ducea foarte bine, avea zece copii și fără ca nimeni să-l anunțe. Bineînțeles că în cerul s-a discutat situația asta. Dar el nu a avut nici măcar un vis, nici măcar un coșmar care să-i spună că vor urma niște zile tulburi. Nu, efectiv. Într-o dimineață, ca în toate celelalte, Iob să scoală liniștit lângă Doamna lui și dintr-o dată încep problemele. Vine un slujitor, bătut bine, și spune că au năvănit niște grupări de oameni, i-au luat turmele, au ucis slujitorii și au rămas fără turmele de oi, de vite, de tot ce avea el. Vine alt slujitor și spune că a venit un foc din cer și a căzut peste turmele lui de voi, le ars pe toate. Putea să-i un geizer, de exemplu, sau lavă din pământ, dar parcă era cu dedicație din cer, o venit toate astea și o ars lui. O scăpat numai un slujitor și la ars. Nu, nu, mai era capabil, îi povestește asta și parcă n-ajungea. Vine altul și spune, toți zeci copii erau toți la oaltă, în casa întâi născut. Și a venit un vânt, un taifun puternic, a lovit casa, au căzut peste ei și m-aș aștepta ca eu să întreb și cine a scăpat. Scăpa nu a scăpat mezinul să moștenească ce ai. Nimeni n-a scăpat. În acea zi i-a îngropat pe toți zece. Și eu v-am încheiat ziua aia care începuse ca toate celelalte. Cu cuvintele vestite, Domnul a dat, Domnul a luat numele Lui fie binecuvântat. E păstrată doar nevasta Lui pentru un scop. Pentru un scop. Și la un moment dat spune Scriptura că și Iov se îmbolnăvește. Se umple de o boală care se manifesta prin niște bubele, pe niște bube, pe niște pustule a ieșit afară și s-a acolo. Nevasta, văzându-l cum se chinuie, își dă seama că nu moare. Și spune că singura soluție de a scăpa de trupul ăla și de viața asta mizeră este să blastă-me pe Dumnezeu și să moară. La care eu îi spune foarte simplu, mai mult ca o teologie de viață, îi spune, vorbești ca o femeie neînțeleaptă. Ce? Primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul? Cu alte cuvinte, eu vine și spune cum am fost în stare atâta timp să primim binele. Când Dumnezeu ne dă rău, eu i-aș explica lui Iov și toți am explicat, băi Iov, nu, nu, Dumnezeu îți dă rău. Nu Dumnezeu face să vină focul peste turmele tale. Nu Dumnezeu, ci niște oameni și în spatele oamenilor a fost satana. Iov ne-ar spune foarte simplu, nu, nu, nu. Cel ce a dat aprobările și se uită la mine, cu toată ciuda lui, lui, satana, cu toată ciuda șefului, cu toată, cu toată nesimțirea vecinului, cu toată tupeul rudelor, cel care dă aprobarea și suită și îngăduie este Dumnezeu. Eu cu el, la el mă raportez. Pentru că asta e credința reală. Foarte mulți oameni au ciudă pe alții, dar în spate există altceva. uite te că Dumnezeu se uită cum, cum tu la provocările respective. Și după aceea vin patru prieteni de-a lui Iov. Spune că șapte zile când știau ce a fost și nu mai este și cum e Iov, n-au vorbit nimic. După șapte zile au venit și au spus Iov. Nu e o coincidență, măi. Prea multe lucruri converg spre direcția că tu ai făcut ceva, noi nu știm. Dar Dumnezeu e drept, măi. Nu te poate pedepsi pe tine în felul ăsta. Dumnezeu e suveran. El conduce totul, măi. Orice fir de păr din cap. Cum se întâmplă toate astea la un singur om, măi? O dată. Tu ai făcut ceva, l-ai supărat pe Dumnezeu. Și eu vine și să apără și spune, oameni bun, nu am făcut. Capitele 38 și 39, omul ăsta spune cam în felul următor. Dacă eu ar fi trecut pe lângă mine cel dezbrăcat și nu l-am fi îmbrăcat, meritam starea asta. Dacă mă uitam la nevasta altuia și o pofteam, meritam starea asta. Dacă gândeam rău despre cineva, meritam starea asta. Dacă n-aș fi dat de mâncare, un întreg capitol, și atenție, erau patru oameni acolo care trebuie, erau gata să spună, eu aici ai gafat-o, chestia asta n-ai făcut-o, degeaba vei. Uite, vezi, din cauza asta te pedepsește de Dumnezeu. Toți ăștia așteptau patru și -o știau vidi pe Iov, că erau prietenii lui. Și cum știi un prieten, nu știi nimeni. Ei, așteptau să-i spună, aici n-ai făcut. Și eu vin în fața lor și prezintă niște lucruri extraordinare. Există în textul ăla biblic niște lucruri care îi fac de rușine chiar pe credincioși, pe creștini. Dacă m-aș fi bucurat din cazul dușmanului Că noi câteodată ne bucurăm din cazul fraților noștri, nu a dușmanilor. Dar omul ăsta ridică ștacheta până undeva și prietenii lui erau acolo și știau mentalitatea. Sunt niște lucruri acolo care o imesc. După care, omul ăsta care spunea, dacă eu, eu aș fi făcut asta, se întâmpla așa. La un moment dat apare Dumnezeu într-o furtună și pentru prima dată în istoria omenirii, ne așteptam să răspundă la întrebare de ce zece copii a unui om nevinovat mor toți într-o zi. Pentru ce un om nevinovat ca Iov are năcazurile alea? De ce un om nevinovat ca Iov se îmbolnăvește? Pentru că astea sunt întrebări care apar, măi, dacă e așa de credincios, de ce are cancer? De ce are accident? De ce? Și m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să răspundă. Dar Dumnezeu le ia pe Iov din lumea lui, a bolii lui, a lipsurilor lui, a necazurilor lui și îl duce în lumea lui. Și spune Iov, unde erai tu când eu am pus nume tuturor stelilor? Unde erai tu când stelele dimineții vin și încântă cântări de bucurie? Unde ești tu când eu asist cerboaicele pe munți să nască? Unde ești tu când eu am dat putere diferitelor viețuitoare? Unde ești tu când eu mă îngrijesc de toate astea? Și dintr-o dată e interesant. Eu nu mai vrea răspunsul de ce au murit 10 copii. Eu nu mai vrea răspunsul de ce e bolnav. Și-o dat seama că dincolo de el, de, mic, de de micnicia Lui, de nesemnificația Lui. Există un Dumnezeu care are grijă de toate nevoile noastre și nu mai cere niciun răspuns. Și pentru că nu mai cere niciun răspuns, vine apoi și răspunde lui Dumnezeu. Și atenție ce spune el în Iov, capitolul 42, versetul 5 și 6. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Stimați-mei, cât vreme auzim de Dumnezeu, suntem buni. Suntem buni față de ăla din capul satului, suntem buni față de o rudă de-a noastră care nu știu ce tărășpani a mai făcut, suntem buni de ăia de acolo, ba chiar aflăm de greșelile altora și ne place să aflăm, pentru că asta ne pune pe o poziție că suntem buni. Și asta presupune că noi nu trebuie să ne pocăim. Și asta presupune că noi nu trebuie să ne dreptăm, Și asta presupune că nu trebuie să ne cerim iertare de la nimeni. Și asta nu presupune că trebuie să ne smerim. Și foarte mulți stăm pe poziția asta. Câte vreme auzim Vorbindu-se despre Dumnezeu, suntem buni. Iov spune, dar ochiul meu te-a văzut într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu așa sfânt cum este El. Știți ce contează în ziua aceea când îl vom vedea pe El? Ceea ce urmează să spun Iov. Și spune el în versetul 6, de aceea pentru că te-am văzut, mi-e de, păi tu ești așa de bun, măi. Tu ai dat de mâncare la cei frămânzi. tu ai îmbrăcat pe aia goi, tu nu te-ai uitat la femeia altă, tu nu te-ai bucurat din necazul dușmanului tău. Tu ai un capitol întreg cât ești tu de bun. Da, ești bun față de prietenii mei. Îți bun pentru restul. Îți bun poate pentru toată omerirea. Dar când stau în fața Sfințenii lui Dumnezeu și îl văd pe el, mi-e scârbă de mine. Câtă vreme n-ajungi la convingerea asta, n-ai și lepăda că ești bun. Și ăsta e principalul pilon după care să vină. De aceea, frații mei, să nu ne înmirăm că atât în vremea Domnului Iisus cât și în vremea noastră, acces imediat la mântuire n-au oamenii care se cred buni, ci oamenii care se cred răi. De aceea păcătoasele și vame și intrau imediat. Dar ce făceau fariseii și cărturarii și liderii religioși? pentru ei ușa împărăției era închisă și Domnul îi și mai acuză, voi aveți cheile împărăției lui Dumnezeu, nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați. De ce? Pentru că erau buni. Așa se considerau ei. Cei care spuneau, da, Domnul, sunt păcătos, sunt rău, sunt pierdut. Intrau imediat în și Dumnezeu îi numea fiul lui Avram pe aia. Pentru că și-au văzut primul, prima condiție, că sunt răi. Stimați mei, indiferent ce confesiune religioasă avem, nu putem vorbi de urmarea Domnului Isus Hristos cu aroganța, mândria și lucrurile cu care, pe care ne bazăm în viața aceasta. Trebuie să ne dăm seama că suntem răi în fața lui Dumnezeu. Pe pământul ăsta suntem ca într-o tabără de leproși. Toți vom muri de lepră. Numai cu unul se laudă care are numai 3 bubi, altul se laudă care are 5 bubi. Dar toți vom muri. Dar fiecare se laudă care are mai puțini bubi. Și toți suntem leproși. Problema este, frații mei, în fața lui Dumnezeu, cu cinci sau cu trei, suntem leproși și vom muri. Dacă ne recunoaștem starea, Dumnezeu e gata să ne dea o inimă de carne, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu e gata să ne nască din nou, ăsta e conceptul regenerării pe care îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Prima condiție este să lepezi, nu o să lepezi niciodată ceva ce crezi că mai este bun de ceva. Mulți își păstrează mâniile, poate la o adunare generală, Poate îl enervează careva, el nu poate să bată, nici nu e Da, ai zis și câteva din numai numai. De ce? Pentru că a considerat că vorba aia pe care o moștenește de la părinți câteodată, iuțimea aia, îi bună la ceva. Nu o să poți realiza niciodată pocăință de iuțime și de mânie dacă nu lepes. Dumnezeu să ne ajute. Nu o să o Dar dacă totuși, la un moment dat, primul aspect al acestei urmări a Domnului Isus este că trebuie să-ți recunoști răutatea, trebuie să vezi că ești rău. Și când vezi că ești rău, să te smerești, să vii înaintea Domnului. Și dintr-o dată când te smerești, Dumnezeu începe să înceapă să lucreze în viața ta. Și ai o cântare frumoasă, ai o predică reușită, ai la un moment dat un zâmbet care îmbărbătează pe altul, la un moment dat scurt, mâna în buzunar și juți pe cineva și celălalt îți spune, Domnule, chiar avem nevoie. Lucrurile astea de unde sunt? Dați-mi voie să vă citesc despre mărturia unui om care avea cu ce să se laude. Omul acesta și împărații erau la curent cu CV-ul lui. Pavel, e prea multa ta învățătură. Deci era la curent cu studiile sale. Era unul dintre cei mai pregătiți oamenii vreme. Dar la un moment dat, ca să-l cunoască pe Hristos, a trebuit ca toate aceste lucruri care pentru el erau câștiguri să le con considere ca un? Adică să le lepede numai ca să-L cunoască pe Hristos. Că dacă și le băga alea sub telg, niciodată nu l-ar fi putut urma pe Hristos cum l-a urmat. Niciodată n-ar fi putut fi pe drumuri cum a fost. Niciodată. Ar fi stat liniștit și ar fi așteptat alții să vină la el. De ce? E cel mai pregătit. Era față de Petru sau de Ioan. Era pregătit din punct de vedere școlastic. Nu avea treabă cu nimeni. Era, știau și câteva limbi omul ăsta. Toate astea, în schimb, le-a dat la o parte. Și atenție ce declarații face el. Și acum noi ne mai mărturisim așa și spunem că suntem răi, că avem niște greșeli, că facem niște gafe. Dacă ne-am putea mărturisi la cineva care-i surd și orb, ar fi minunat. Dar de ce? Pentru că să nu mai știe nimeni. Uite mărturisirea la omul ăsta. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 6. După aceea s-a arătat la peste 500 de frazi deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigănit biserica lui Dumnezeu. Și atenție, realizările sale pe ce le pune. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca m-a lucrat mai mult decât toți, totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Frate, cânta bine, e harul lui Dumnezeu. Că dacă nu era harul, vedei tu și auzei de la mine. Frate, totuși predici bine, e harul lui Dumnezeu. Că dacă nu era harul lui Dumnezeu, eram poate alcoolic sau mor de șiroză. Frate, totuși te discuri. E harul lui Dumnezeu. Pentru că sunt astăzi aici și ești astăzi aici alături de familia aceasta. E harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie harul. Domnul. Suntem noi recunoscători față de lucrul ăsta? Niciodată nu se să scoate în evidență harul și slava lui Dumnezeu câtă vreme ai o părere bună despre tine. Îmi place tare mult că atunci când îngerii au venit la păstori, să le prezinte mesajul faptului că s-a născut Hristos. Ne arată Scriptura că după ce s-a adus mesajul prin îngerul respectiv, un cor îngeresc a început să cânte. Bineînțeles că toți muzicienii vor partitura. Dacă un cor pământesc cântă așa de frumos, în armonie, pe patru voci, ori cum a fi cântat corul la ceresc? Avem nevoie de partitură. Să știm și noi care e muzica care se practică în cer. Ritmul dacă aveau instrumentații, dacă nu, n-am vrea. Și e interesant, Dumnezeu nu ne dă nicio partitură. Că nu partitura sau linia melodică contează, ci contează cuvintele. Asta trebuie să fie toți cântărețe. Că de multe ori auzi instrumentate, dar nu și spune. Și nu este sensul. Într-adevăr, muzica e bună, e liniștitoare, psihologică e bună. Dar nu asta aduce zidire, ci cuvintele. De aceea nu ne este lăsat. Cât, cât era Matei acolo sau Luca, să scrie și partitura. Uite, asta e partitura pe care a folosit o folosit-o legere. Nu. Mi se dă următoarele cuvinte. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii. Pentru că slava, pentru tot ce avem, pentru tot ce suntem, este a lui Dumnezeu totdeauna. Dacă ea nu ajunge în locurile prea înalte, poți să fii proroc, poți să fii pastor, poți să fii preot, n-ai pașii cu oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Nu cu ceilalți, cu oamenii plăcuți. Nu te poți împăca, pentru că ai luat slava și ai băgat-o în buzunar. Păi, dar predicator ca mine nu mai este. Vei. Dar lucrări așa de exacte prin Duhul Sfânt cum am eu, nu mai au ăștia să amatori, ceilalți. Dar eu, eu sunt profesionist în domeniu. Dar eu sunt grozav. Dar eu sunt cu tare. Și ăștia nu se pot împăca cu nimeni. Nici n-ascultă din de nimeni. De ce? Pentru că slava e în buzunarele lor. Când în schimb ei slava și o dai lui Dumnezeu, și spui, pentru cântarea mea, harul Domnului și slava ea Domnului. Amen. Toate sale Domnului. Te împaci cu oricine, Domnule. Te trimite Dumnezeu în misiuni oriunde. Te duci și te cobori la cel căzut din groapă și îl scoți de acolo. Și la te întreabă, Domnule, dar are Dumnezeu milă? Dacă au avut de mine un răutăcios și un rău, băi, cum să n și de tine, Domnule, milă? Tată, eu cred altfel, nu are faci cum crezi tu. Dumnezeu te iubește și pe tine. Te poate trimite misiune, fratele meu. Câte vreme constați că ești rău, știți repede, îți cer iertare. Frate, dar de ce ai făcut dumneatale gestul ăsta? Frate, din mândrie și aroganță. Am vrut să mă dau mare și uite, te-am jignit pe dumneata și familia dumneatale. Te rog frumos, iartă-mă. De când n-ai mai spus asta? Dar știi de ce nu spui? Pentru că ești bun. Ești bun. Nu ești bun în ce ai făcut, știi că ai făcut-o, dar ești bun la predică. Nu ești bun în alte lucruri, ești bun la cântare, dar nu-ți poți permite să iertare. De ce? Pentru că ești bun. Oricâtă vreme constați că ești rău. Știi ce repede ceri iertare? Sunt oameni care și zilele trecute discutam cu cineva și la un moment dat am făcut o aluzie și s-a deranjat persoana respectivă. Și am văzut că s-a deranjat. Bineînțeles că poți trece, dar nu m-am oprit și am spus, vă rog frumos, la cuvântul pe care l-am spus și eu am văzut că v-ați deranjat, și îmi cer iertare. Ia persoana respectivă surprinsă, cum dumneatale pastor vă cereți? Da, dar și păstorii greșesc, să și cer Și asta e o normalitate pentru noi. Lucrând mult, greșim mult. Vă rog frumos, mă, așa dintr-o dată o bucurie, o cuprins, parcă o avut o revelație. O, o De ce? Oameni buni, suntem răi în natura noastră. Oricând greșim, câteodată nu vedem și greșim. E atât de simplu. Te rog frumos să mă iert. Și dintr-o dată ai un prieten. Dintr-o dată ai un om care își dă seama. Bun, lucrul ăsta te mai pune la un lucru. Se întâmplă că și ție îți greșește altă. o vreme ai o părere grozavă despre tine, ăla la nici nu-și dă seama pe cine o Și la o câteodată îi aud pe unii spune, băi, tu știi cu cine stai de vorbă? Tu știi pe cine e deranjat? Tu știi? la, la nu știi că tu ești Gingis Han sau șir al treilea sau cine te crezi tu. Nu știi personalitate. Te-o deranjat, domnule, au spus un cuvânt nepotrivit și așa mai departe. Când îți dai seama că ești rău și vine celălalt, frate, am avut o discuție amândoi și ți-am spus niște cuvinte, știu, frate, nici nu trebuie să spui ce cuvinte. Vreau să spun, cum m-a iertat pe mine, domnul, așa te iert eu pe Sunt unii care din cauza personalității lor, și am fost și eu din genul ăsta, vine și spune, da, știu că cum e greșit, ce anume mi-ai greșit. Păi ți-am spus dumneitale și ce-a fost în capul tău când mi-ai spus tu așa, băi. Ia băi, frate, ia mai veniți să asistați aici și faci și omul ăsta. Voi știți ce... Frații mei, când îți dai seama că ai fost rău și Hristos n-a făcut cu tine niciodată așa, îi spune lui Petru, îi spune nu va cânta cu coșul de două ori și tu te vei lepăda de mine de trei ori. Și m-aș fi așteptat ca Petru un pocăi să Doamne, dacă zici tu așa că îi, probabil așa va fi, dar eu am ceva dubi. Nu, no, Doamne, toți ăștia de aici, eu sunt capabil să te lepe, să se lepe de tine, sunt capabil să te lasă singur, dar eu și dacă moartea sunt, eu nu te voi lăsa niciodată. Și într-adevăr se întâmplă exact cum a spus Domnul. Prima lor întâlnire are loc la Marea Tiberiadei. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să-i spună, ți-am spus eu ceva, băi, băiete? Ți-am spus ceva? Nu. El întreabă, mă iubești tu, Petru, mai mult ca toți ceilalți? Cu ultima declarație era așa. Și Petru spune, Doamne, tu le toate pești știi, că te iubesc. M-aș fi așteptat la o muștru loială, știți de aia, cum suntem noi profesioniști, așa. Dar nu Domnul, care era Fiul lui Dumnezeu și care ne știa, nici n-a pomenit de lepădarea lui Petru. Nici n-a pomenit ci ușor din nou să pomenim greșelile altora. Să le scoatem după ani de zile chiar. Să le scoatem, să le prezentăm ca să umilim pe celălalt. Poate ieșim noi puțin mai sus. Ori, unii se mai sus, că suntem răi. Toți suntem răi. Imediat îmi cer iertare, dacă constat asta. Imediat iert. Și imediat, frații mei, dacă cineva mă prinde la un moment dat și spune, frate, dar ci cuvânt, ci predică, ci tunsoare, ci costum, ci mașină, totul este spre slava Domnului. Totul canalizează acolo. Doamne ajută! Folosește totul pentru asta. Ci copii, totul spre slava Domnului. Dă-i slavă lui Dumnezeu non-stop, pentru tot ce ești și pentru tot ce ai. Doamne ajută! Amen. Asta e prima condiție. Dacă prima condiție nu este îndeplinită, următoarele nu pot fi păstrate în viața noastră. Dacă recunoști că ești rău și te lepezi de tine însuți, poți să iei crucea în fiecare zi a ta. E drept că în mediul în care trăim noi, la momentul actual, purtarea crucii este doar purtarea unui simbol pentru foarte mulți. Însă pe timpul Domnului Iisus, dacă vedeai pe cineva când a rostit Domnul Iisus cuvintele astea, nu purta nimeni cruce, decât cei care mergeau să fie executați. Când vedeai pe un om cu cruce în spate pe timpul Domnului Iisus, ăla nu-și ducea să-și ia copiii de la grădiniță, nici la cumpărături. Ăla mergea să moară. Când Domnul Iisus a spus să-și ia crucea lui, se referea, ia-ți crucea aia și fii gata să mori pentru mine. Dacă nu mori azi la amiază, fii gata să mori după masă. Dacă nu mori după masă, fii gata să mori la noapte. Dar fii gata să mori. Creștinismul asta înseamnă. Și atenție, frații mei, foarte mulți frați își închipuie că crucea asta e un sistem așa când cineva vine la Domnul să-L urmeze pe el, există o fabrică de cruci care produce cruci standard. Îmi place tare mult expresia lui Matei din Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu versetul 38 care spune așa, Cine nu și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Când un om vine după Domnul Isus Hristos, nu se trântește în spate o cruce model pentru toată lumea, e ce ești. Nu, nu. Fiecare are crucea lui. E cu dedicație. Pentru el. Pe care numai el o poate purta în condițiile respective. Există oameni care vin la Domnul Isus să-L urmeze pe Domnul. Vor să trăiască o viață mai aproape de Domnul. Dar soția lui nu vrea. Soția lui vrea încă lume, vrea distracții, vrea prietenii, vrea, vrea ce vrea ea. Pentru omul ăsta, al urma pe Domnul Isus Hristos, nu e ca pentru mine. Sau pentru foarte mulți de aici, unde soții le împărtășesc cu ei credința lor. Indiferent care este credința, dar împărtășesc. Pentru el e mult mai dificil să poartă crucea cu o soție care nu-l înțelege, sau cu un soț, sau cu copii care nu-l înțeleg. De aceea, când un om îl urmează pe Domnul, există o cruce al lui. Nu umblată zua să faci comparații că crucea altuia e mai ușoară ca a ta. Nu, a ta dată cu dedicație pentru tine în condițiile respective. Și a purta cruce este o onoare pentru credincios. Pentru că după asta se recunosc cu cenicii Domnului care îl urmează pe el, nu numai cei care îi se numesc, îl urmează pe el. De ce? Pentru că ei sunt disponibili să moară în fiecare moment pentru Domnul. Sunt disponibili să sufere pentru Domnul în fiecare moment. De aceea a purta crucea în Sfânta Scriptură reprezintă suferința pentru numele Domnului. Nu înseamnă suferință pentru că nu ți-ai ținut gura. Nu înseamnă suferință că ți-ai pierdut banii, că ai jucat la păcănele și ai crușii. Că de acum înainte trebuie să mușești o grămadă. Nu! Suferință pentru numele Domnului. Adică am dorit să trăiesc în neprihănire, am dorit să trăiesc în sfințenie și sunt batjocorit. Sunt batjocorit de ceilalți. Se miră ei, spune Scriptura, că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfreu și vă batjocoresc. Asta este crucea. Asta este crucea. Că nu mergi împreună cu el la bețiile lui, la destrăbălările lui, la... să nu continui ce se întâmplă astăzi și pe față și în spate. Să nu continui. Ori în momentul când îl urmezi pe Domnul, te pui deoparte pentru Domnul, pentru că eu vreau nu numai să mă bucur în lumea asta de o plăcere, de o clipă a banului sau a plăcerilor firești, ci vreau să mă bucur cu Hristos și pentru asta îl urmez pe El. Al urma pe El înseamnă să-mi iau crucea în mijlocul colegilor de muncă, care fac mișto și după ziua onomastică, nu știu cui, care s-au lăsat cu câte, cu câte, păcate și de străbălări. Eu îmi urmez mai departe Domnul meu. Chiar dacă într-o zi când se fac alegeri pentru locul de muncă, altul care nu are pregătirea mea, nu are școala mea, îi lăsat acolo pentru că participă la același potop de desfău. Iar pe mine mi se dă pe liber. Caută-ți pâinea în altă parte. Asta înseamnă a purta crucea. Și crucea trebuie purtată la școală, la locul de muncă, în familie, peste tot trebuie purtată crucea. Și oamenii se miră și spun, dar cum de tu nu te enervezi? Dar cum de tu nu faci scandal? Domnule, eu sunt gata să mor, nu să facă cineva mișto de mine. Eu sunt gata, efectiv, să sufer pălmuire pentru Domnul. Nu numai cineva să râde de mine irodic, că râde un copil de mine. Nu, asta pentru mine înseamnă a purta crucea. Câți dintre creștini își asumă responsabilitatea asta. Că, stimații mei, a un simbol e foarte simplu și a răcni la celălalt de lângă tine cu tot cu simbol, din nou, e simplu. Dar a purta crucea înseamnă a-ți asuma responsabilitatea de a merge în urma Domnului Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute! Amen. A purta crucea înseamnă a osteni pentru Domnul. Ori tocmai asta spunea textul biblic în ziua de astăzi spuneam felul următor, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. A pierde viața nu înseamnă neapărat martiraj acum. Ce a pierde viața înseamnă a o consuma pentru Domnul. Care sunt lucrurile pentru care consum viața? Pentru care trece viața? Care sunt lucrurile? Care sunt pasiunile tale? Care sunt lucrurile de care te bucuri? Că sunt oameni care abia așteaptă repetiția de corp. Sunt oameni care abia așteaptă să slujească undeva. Sunt oameni care abia așteaptă să citească Biblia sau să se roage. Sunt oameni care se consumă pentru ceva anume. Ori a, a pierde viața, a o consuma pentru lucrurile acestea, este a-ți duce crucea. Mă uit la un text Biblie pe care pare mi se l-am citit cândva în mijlocul de Vreau să-l recitesc din Ezechiel, capitolul 9, unde Sfânta Scriptură ne spune că împreună cu preoții lui Israel, împreună cu mai mare lui Israel, s-au dedat la păcat, la neregiuire și Dumnezeu e gata să-i pedepsească pe toți, și pe preoți, și templu, și toată lucrarea de acolo. Dar în mijlocul poporului Israel au fost niște oameni care s-au consumat. Și spune Scriptura, Ezechiel, capitolul 9, versetul 4 așa, Domnul i-a zis, treci pe mijlocul cetății prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor, atenție, care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el, după ce a făcut semnul, în și loviți. Ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei. Dar, să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Dar pentru ce aveau ăștia semnul? Ce-au făcut mai grozav ca ceilalți? Au suspinat și au gemut. Doamne, nu merge ceva bine în comunitate unde ești tu. Unde ești tu, nu merge ceva bine. Dumnezeu se uită dacă te bucuri că nu merge bine. Sau suspini și gem. Se uită la lucrurile acestea. Dumnezeu se mai uită, ții o zi de post pentru comunitatea ta, Chiar ții de la mâncare, de la apă, să spui deoparte, Domne, să mă asculte Dumnezeu în biserica noastră, preotul, pastorul, conducerea, bordul de conducere, să aibă lumină de la Dumnezeu. Sau comentăm pe toate drumurile ce-a mai făcut preotul cu tare, diaconul cu tare, stare, starețul cu tare, proteveuii pilinii la toată treaba asta, să fie acolo, să prezinte lucrurile astea. Foarte mulți cădincioși nu-și poartă crucea în modul ăsta. Nu suferă pentru Evanghelie. Nu suferă pentru comunitățile lor. Efectiv, avem mulți turiști spirituali care se mută unii cald, să scaldă, să stea și acolo. Când se face și frig, turiștii se mută în altă zonă, dar nu stau deloc să, să suferi împreună cu ceilalți. Să aibă părtășie și la suferință pentru Biserica lui Hristos. Pentru că pentru Biserică și se sufere, frații mei. Pentru niște frați suferim. De aia suntem astăzi la o slujbă de genul ăsta. E o formă de a suferi durerea despărțirii împreună cu familia Antipa. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar e o formă de cea noastră, e o formă de a duce crucea, că suntem frați că suntem în drumul spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, frații mei, sufere pentru lucrare. E o formă de a purta crucea. Bineînțeles că mai sunt alte valențe frumoase. Vreau să intru doar în a treia condiție. Prima condiție este este lepezi de tine însuți. Dacă poți lepăda sinile tău, poți să-ți iei crucea. Dacă nu-ți poți lepăda sinile tău, mai ales Într-o zi, da și un nu. De aia Biblia spune să-și ia crucea în... Ei, azi nu mă pot da de mine, pentru că trebuie să mă prezint în fața unor oameni care au o anumită cultură, au o anumită pregătire, trebuie să prezint cine sunt eu, ce realizări am eu, ca să închei contracte bănoase, ca să cutare. Și în ziua aceea nu pot puta crucea. Că dacă cineva mă jicnește pe mine în fața lui, oricum o să-i spun că eu nu sunt ultima cizmă din zona de aceasta și o să Frații mei, creștinul, trebuie să se lepede și numai așa poate purta crucea în fiecare zi, indiferent de cifră de afaceri are și relații are și întâlnire are. Ăsta e creștinul care urmează pe Domnul. Și ultimul lucru este să mă urmeze după ce are crucea să vină după mine. Al urma pe Domnul, în primul rând, înseamnă a te lăuda cu el. A fi fanul lui. Biblia numește termenul ăsta mult mai teologic. Ucenicul lui. Dar am folosit termenul ăsta pentru că există fane a diferitor sportivi, a diferitor cântăreți, a diferitorul politicieni. Oameni care se tund ca cel pe care îl iubesc, e grozav. Oameni care se interesează, băi, ce mănâncă ăla? Și când aud că ăla nu mănâncă cu tare, mănâncă vegan, cu toate că el nu trebuie să mănânce vegan, nu-l obligă nimeni, nici nu are probleme de sănătate, nici nimic. Să apucă și el să mănânce vegan. De ce? Pentru că cel pe care îl admir eu, așa mănâncă. Să îmbracă că ăla. Dacă lui ăla îi plac niște tenis șups, își și el tenis De ce? Pentru că așa îi place lui ăla pe care îl admir eu. Frații mei, și mulți dintre oamenii pe care în ziua de astăzi sunt numite stele căzătoare, așa le numește Biblia, pentru că câtă vreme în noapte afară o să vedeți multe stele, foarte multe stele pe firmamentul cerului. Când vine dimineața mai strălucește una, luceafărul de dimineață, care e Iisus Hristos slăvit i fie în numele. Momentan avem multe stele, cu mulți fani cu mulți oameni care îi admiră, doresc să imite cu tot ceea ce fac. Și foarte mulți dintre ei sunt păcătoși. Și foarte mulți dintre ei trăiesc în păcat. Și foarte mulți dintre ei nu sunt modele pentru familie, pentru copii și pentru generația noastră. Nu sunt. Și cu toate astea nu le rușine să se prezinte cu tricourile lor, cu tunsurile lor, cu meniurile lor, cu toate astea spunând, sunt fan al cutărui păcătos. Singurii cărora le rușine să spună că tot ce au și tot ce sunt este datorită lui Isus Hristos. Că dacă nu era Hristos să-i scoală din mocir la alcoolului sau de străbălărilor sau jocurilor de noroc, erau pierduți. Sunt credincioși, mântuiți. Câteodată nouă ne este rușine. De aceea Domnul vine și spune în textul care s-a citit în ziua de astăzi, în locul ăsta, versetul 26, Luca capitolul 9, căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava sa și a tatălui său și a sfinților îngeri. Testul e acum. Și aș vrea să vă spun ceva, frații mei, dacă Iohannis iau contextul nostru, că suntem într-o biserică pentecostală, dacă Iohannis ar fi fost pentecostal, dacă guvernul, senatul, parlamentul ar fi fost pentecostal, penticostal, era foarte, rușit, foarte lejer să vii și să spui, și eu sunt. Și eu sunt, pentru că președintele e așa, și eu sunt pe acolo, pe lângă. De că nu-i, nu, nu sunt toți. Nu sunt nici profesori, nu sunt nici cutare. Și într-o asemenea lume, Hristos vine și spune, eu am disprețuit rușinea. Am suferit crucea ca să am o sămânță de urmaș să nu-i fie rușine de mine. Și mă uit unde te-am pus pe tine la facultate, la liceu, între vecini, între rude, ții, ți-i rușine cu mine. Ei vorbesc de Messi, ei vorbesc de nu știu ce actor, ei vorbesc de politică și ții, ți-i rușine să deschizi gura să spui că ceea ce ești, ești datorită mie. Foarte mulți se opresc aici la mărturie, stimați că știți. Foarte mulți dintre noi ne e rușine cu Domnul nostru. Bine că lor nu le e rușine și ei ne vor judeca pe noi. Băi, bine, nu mi-a fost rușine cu Michael Jackson. Cu toate că s-au auzit de el, ce-a făcut el, ce-a dres el, ce viață au avut el, nu mi-a fost rușine. Să iți-a fost rușine de Domnul Domnilor și împăratul împăraților? Ți-i ți-a fost rușine? Eu am purtat tricourile lui, am ascultat muzica lui, m-am tuns ca el, -am, vreau să fac și operații estetice, ca și el, vreau totul să fac. Și ții ți a fost rușine cu cel ce te-a iubit atât de mult? Ce vă răspunde, frații mei? Că asta înseamnă a urma pe Hristos. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez la a urma pe Hristos este nu-l luat niciodată înainte. Căpătând vechime în pocăință și gândindu-ne cum ar trebui să meargă lucrurile de organizat, Comparând sistemele din biserica noastră cu alte sisteme din afară, care din cauza lipsei timpului fac toate lucrurile să fie la microunde sau la microvele, să fie rapid așa, să fie sub instant, cu tare instant, credem că și mântuirea e instant, rugăciunea instant. Foarte multe biserici scot, numai nu uitați că din punct de vedere al lui Dumnezeu nu există microunde. Biblia vine și spune, mare putere are rugăciunea ferbinte. Și ca să fie ferbinte, trebuie timp. Am vrea noi să comparăm cu afară, dar aici trebuie să dureze. Pe foarte mulți oameni deranjează rugăciunea care durează. Mai e și vreo descoperire. În timpul rugăciunii ne deranjăm. Băi, dar nu trebuie, sunt prieteni, ei sunt cu tare, sunt așa. Oameni buni, sistemul nostru nu e sistemul de afară. Noi trebuie să-L urmăm pe Domnul, Doamne ajută! în cadrul urmării Domnului, câteodată ne găsim mai deșterți, pentru că ce imagini facem noi? Mi s-a întâmplat și mie odată, că la un moment dat a fost un frate chemat la evanghelizare la noi și a slujit și la urmă a pus din greșeală rugăciunii comună. Și s-a dat drumul la biserică din toate punctele de vedere. Rugăciunii cu foc, cu vorbire în alte limbi, cu har. Eu ca, ca, știam că am nu știu câte bănci plini de prieteni care erau chemați la evangelizare, eram oarecum îngrijorat, cum îngrijorat. Și am deschis ochii, i-am văzut pe prietenii mei plângând, pentru că au intrat într-un alt sistem. Nu în sistemul ăla de două, ce faci? Bine! Dar ăla nu a întrebat ce faci serios și asta nu a răspuns serios. Pentru că asta e lumea în care trăim noi, de afară. Când intri în biserică, când îți întreabă cineva ce faci, într-adevăr îl doare de tine. Și când celălalt spune, bine, mulțumesc lui Dumnezeu, chiar dă slavă lui Dumnezeu. E un alt sistem și sistemul ăsta începem să-l pierdem, pentru că începem să o luăm înainte. Spune Sfânta Scriptură în cuvântul Domnului, în a doua epistola lui Ioan, versetul nou în felul următor. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Amin. Amin. Nu uitați, frații mei. Dincolo de experiența noastră, care e micuță, Hristos să judească biserica. Când noi dormim noaptea, Hristos să judească biserica. Când noi nu suntem atenți, Hristos continuă să judească biserica. Când noi nu vom mai fi, Hristos continuă să judească biserica. Eu am fost și pe alte generații la Dumnezeu, am văzut alți frați conducători aici. Acum așteaptă și ei momentul când Hristos va reveni. Hristos și-a jidit atunci și își zidește acum și cu noi sau fără noi va continua să-și biserica, slăvit să fie Domnul. Că e o vreme când ne folosește pe noi niște oameni mărunți în negura istoriei, când ne-a onorat să ne cheme copiii săi, când ne-a onorat să ne dea Evanghelia, ăsta e harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, dar niciodată nu a luat înainte. Dumnezeu știe biserica, Dumnezeu poate rezolva problemele oricând, vă deranjez prin atitudinea mea. Simplu, Dumnezeu mă poate parca într-un spital șase luni de zile. Și efectiv, sunteți scăpați de, pre... de prezența mea. Dacă totuși Domnul mă îngăduie aici, e cu un scop. E cu un scop. Bineînțeles că fiecare ne gândim că fierile de păr sunt ale noastre numărate, cineva ne notează, dar nu ne gândim că Hristos chiar își coordonează biserica mai bine decât ne imaginăm noi. Frații mei, nu o lua niciodată înainte. Stai liniștit, Mergi în urma Lui. Slujești în pătrățica și în zona pe care ți-o dat-o Domnul. Și fă cât mai bine lucrarea. Doamne ajută! Iar de celălalt e Hristos se ocupă. Se ocupă de toate lucrurile. Le așează la locul lor. Nu trebuie să vă spun câte lucruri de genul ăsta am văzut, că Dumnezeu scoate pe unul, scoate pe altul, într-un fel sau în altul, biserica are direcție, oamenii se roagă, Dumnezeu mântuiește și pe unul și pe celălalt, pentru că El zidește biserica, dar nu o lua înainte. Sunt lucrări care trebuie să făcute exact când trebuie să făcute. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le face la timpul și la vremea lor. Și sunt frumoase, slăviți să fie Domnul. Degeaba te străduiești să spui, domnule, copilul meu se va naște la patru luni, că e al meu. Există un termen Că ești sfânt, că nu ești sfânt, că crezi, că nu crezi, există un termen în care copilul ăla și de obicei la nouă luni, că a sfântului, că a președintului, că a șomerului, copilul la nouă luni de obicei se naște, dacă se naște la 7 sau 8 luni se numește prematur. Dar de obicei la timpul. De faci galerie? Degeaba grebești lucrurile, degeaba faci cezariană la patru luni de zile, pentru că ăsta va fi mai matur, chiar tău. Nu, există un timp și o vreme pentru toate lucrurile. Respectă-le, Doamne ajută! pune-te în spatele Domnului și gândește-te că El își zidește biserica. Rămâi credincios pe lucru făcut ție și urmează-L pe El. Unde intră El, intră și tu. Unde El nu vrea să intre, nu intra și tu. Cereți scuze, dar nu poți intra. Câteodată am fost pus în fața unor decizii, chiar de comunitate, chiar de frați. Frate, trebuie făcut lucrul ăsta. Și asta e simplu, frații mei. Voi dormiți noaptea? Da. Și eu vreau să dorm Și eu vreau să eu vreau să stau în fața conștiinței mele. Eu nu urmez cultul pentecostal. Eu nu urmez, eu îl urmez pe Domnul. Și am o conștiință luminată de Duhul Sfânt. Tu poți face lucrurile astea, poți te cu ele. Eu nu le pot face. Îmi dai voie când aud pe cineva, frate, eu nu pot. Îți respect decizia, fratele meu. Îți respect decizia. E decizia ta. Cugetul tău luminat de Duhul Sfânt îl urmează pe Domnul. Și dacă ție așa, ți așa ți-o dat Domnul lumina asta, nu mă urmează -l pe el. Doamne ajută! Frații mei, încă o dată, Domnul să ne binecuvinteze. La momente din genul ăsta, când stăm aproape de cei care își duc pe ultimul drum, pe cel ce le-a fost scump și drag, ne aducem aminte încă o dată că cel mai mare lucru pe care îl putem face în viața asta, scurtă, este să-L găsim pe Domnul Isus și dincolo de costuri să-L urmăm pe El până la capăt. Într-o zi, în fața celui ce este Domnul al Domnului și Împărat al Împăraților, vor sta regi și generali și prinț și șeici și împărații ai lumii acestea care își vor arunca bogățiile și cununile la picioarele lui. În ziua aceea Domnul nu se va uita la cununile lor, nici la ei. Vă spune să vină în față cel care mi-a făcut cinste la liceu, cel care l-am așezat în Botoșani și nu i-a fost rușine odată cu mine. A spus că tot ce este și tot ce are este datorită. Și am văzut, îngerii mei au văzut, am văzut o sămânță de urmași și m-am bucurat de ei. Veniți în față, pentru că voi sunteți binecuvântați, Tatălui meu. Să ne ajute Domnul cu familia îndoliată, cu noi toți, să auzim aceste cuvinte. Amin!